Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la o nouă ediție la Oameni nu doar din Hâncești, partea a doua, unde vom vorbi cu doamna Mihaela Lașco, da, despre afaceri. Spuneți-mi, în general, câteva cuvinte despre dumneavoastră, despre domeniul dumneavoastră, ca să aflăm mai multe detalii interesante despre afaceri, că mă doare sufletul despre afaceri. Despre afaceri. Bună ziua, vreau să vă mulțumesc pentru această invitație. Eu sunt Mihaela Lașco, de 15 ani conduc o companie care prestează servicii de consultanță în afaceri. Uh-huh. Și nu doar consultanță. Pe parcursul experienței mele, deci am făcut cunoștință cu tot felul de afaceri, de la cele mai mici până la cele mai mari, și mi-este foarte cunoscut modul cum ele au derulat în ultimii ani, care sunt cele mai preferate de moldoveni și de ce sunt preferate, care ar fi cele mai rentabile și de ce nu sunt abordate. Și cred că ultima perioadă ce țin de pandemie au afectat foarte mult și urmează să vedem cum și ce vom face după. Dar cum a evoluat mediul de afaceri? În timp de acești 15 ani, dumneavoastră, faceți o diferență de cum ați început 15 ani în urmă și cum e acum? Este o diferență în... Este o diferență, spre exemplu, în cazul în care acum 15 ani sau chiar acești 20, pentru că să nu uităm că noi totuși venim de la am fost o țară cu o economie planificată și economia de piață pentru noi este foarte necunoscută. Poate deja tineretul este mult mai aproape de ceea ce este economia de piață, dar părinții noștri au trăit cumva într-un alt mediu. Și ceea ce făceau mai de mult oameni de afaceri era doar comerț. Și este un gen de afaceri mai puțin, zic eu, artistic, nu ai prea mult ingeniozitate acolo, da, este pur și simplu ceea ce ai cumpărat undeva și ai vândut în altă parte mai scump. Deja pe parcursul anilor, oamenii au încercat să vadă care afaceri sunt mai profitabile, unde ar putea câștiga mai mult, de ce, și respectiv au apărut aceleași produceri, aceleași serii, aceleași companii de construcție, pentru că oamenii au încercat să caute care afaceri aduc mai mult valoare. Respectiv, în ultimii ani am observat foarte mult această tendință, că deja fie oamenii își dezvoltau afacerea pe în lanț. Dacă, spre exemplu, cândva ei ceva creșteau, acum încercau să facă toate aceste inele post-recoltare. Da? De exemplu, dacă el recolta mere, încerca să facă suc. Dacă el creștea grâu, încerca să facă ceva gen biscuiți, pâine, pentru că el, având o materie prima sa, el avea ceva asigurat ca să facă ceva în lanț. Și respectiv, ceea ce deja se produce și se exportă, de exemplu, are altă valoare, are alt beneficiu și respectiv alte capacități. Din experiența dumneavoastră, ce se ocupă oamenii cel mai mult în afaceri? Adică care este afacerea care practic bate toate limitele? Adică foarte mult se ocupă anume cu asta. Este un domeniu oarecare anume în afaceri? Iarăși, oamenii, neavând prea multă imaginație și ne prea multe cunoștințe, încearcă să copie. Spre exemplu, în oraș este foarte, foarte răspândit acești copiere de gen hai facem restaurant, hai facem cafenea, hai facem bar, de exemplu, sau frizerie sau salon. Da. Da, dacă mai de mult aceste afaceri încerca să le țină cineva, acum specialiștii din domeniu cumva s-au organizat singuri și singuri își gestionează, spre exemplu, dacă eu aș fi un specialist bun în vizaj sau în coafură, eu îmi organizez singur locul meu de muncă. În sate, exact așa, aceleași magazine mixte, știi, care intri și vezi de toate acolo, da, de la praf de spălat până la... Mici moluri în sătuc. Da, mici moluri în sătuc, care în același timp este centru comunității, da, unde se discută tot. Și iarăși, ce revenim la ceea ce am vorbit mai sus, puțină ingenuitate, puțină cunoștință, pentru că noi n-am avut de unde să învățăm chestia aceasta, deci abia copiii noștri poate vor prinde și vor înțelege ce ar fi bine să facă și cum să facă. Deja așteptăm. Bun, dar ei cum trebuie să învețe? Unii trebuie să adreseze? Cum adică? Ca să-și mărească cunoștințele. Foarte mulți oameni de afaceri, deja văzând că ei nu fac față nu atât cerințelor pieței, dar fiind mai dezvoltați și văzând că uite ar trebui ceva să fac, ei încearcă singur să meargă la careva cursuri. Plus aici nu putem nega despre abilitățile personale. Da? Fiecare dintre noi, de exemplu, se vede ceva, dar dacă tu nu ai careva abilități, nu ți reușește. Foarte mult se dezamăgesc, chiar având o prima afacere și nefiind profitabil, după care se redirecționează în altceva. Am avut așa clienți care, spre exemplu, mulți ani au făcut o afacere, după care au văzut că nu merge, total diferit, întoarcem tot cu capul în jos, facem altceva și deja a mers.
Oricum, fiecare, eu nu cred că este în Moldova vreo persoană care a avut afaceri și n-a avut eșec. Da, perseverența le-a dat, perseverența aici este cheia succesului, pentru că dacă fiecare dintre noi vând un eșec și va lăsa mâinile jos, atunci noi n-am avea nimic. Și sunt oameni care bat în continuu. Practic, domeniul de afaceri, mi se pare că, în genere, dacă tot și-o iei pe direcția asta, nu doar una. Deci, cumva, mi se pare că succesul ar fi dacă ar fi mai multe, pentru că ca să vezi diferențele, de acolo câștigi mai puțin, de acolo mai mult, exact. Astupia asta, cumva așa trebuie să... Atunci când noi, spre exemplu, chiar la același seama am învățat ceea ce ține de riscuri, noi am fost foarte bine instruiți și probabil fiecare om de afacere a înțeles că riscurile trebuie să fie repartizate în diferite coșuri. Respectiv, o persoană, un om de afacere, atunci când are o afacere și are careva profit și l-ar dori să-l reinvestească, el încearcă să deschidă o altă afacere, fie familiară cu prima, fie similară, și atunci el cumva repartizează riscurile. Și atunci când tu ai 3-4 afaceri din diferite domenii, spre exemplu, una cum este COVID, a fost afectat foarte mult, tu poți jongla cu celelalte 3. Dar atunci când tu ai doar o afacere într-un singur mediu, tu ești bătut foarte tare. Altceva nu ai ce face. Dar de aceea chiar și eu întotdeauna le recomand clienților mei, diversificați, vezi ce poți face, nu investi tot, sau investește o parte, sau vezi dintâi cum merge, sau începe la o scară mică, pentru că în cazul în care noi am începe la o scară largă tot, investiția este foarte mare și este foarte mare riscul să nu recuperăm nimic. Dar începând la o scară mică, tu ai investiții mai mică și da, posibil tu poți să o pierzi, că nu este... Că noi, știți cum, noi oamenii din domeniul de afaceri, noi putem calcula foarte bine care vor fi cheltuielile. Dar veniturile noi nu le putem calcula pentru că noi nu știm care va fi impactul. Știi, poate fi, wow, ce este foarte bun și foarte întrebat. Și în același timp, poate fi un produs care, spre exemplu, în Europa este foarte întrebat, în Moldova să nu aibă niciun impact. Și atunci tu ai o investiție care ea nu va fi recuperată niciodată. Iată, uitați-vă așa un caz, un exercițiu. Eu vreau să deschid la Hâncești o firmă de livrare la domiciliu sushi. Am găsit locația, așa. Am găsit cine să fac sushi, parcă e gustos, parcă e bine, dar cineva nu merge, nu am client, nu prea vrin, bun, nici nu sunt foarte scumpi să spui că 700 de lei, nu știu cât, de ce nu merge afacerea mea, de ce unii eu ceva nu fac corect, care e, am investit bani, locația e ok, e tot frumos, mâncarea bună, da, ceva, nu merge, n-am client. Aici ar fi, din ceea ce mi-ați povestit dumneavoastră, eu văd două aspecte. Prima ar fi revizuirea cheltuielilor, cât investiți, care este staff-ul, este necesar tot staff-ul să lucreze acum la scară largă sau poate ar fi ok să reduceți ceva din staff. Și doi, este totuși piața. Sushi este un produs, zic eu, așa mai mondian, mai glamuros, care nu știu dacă are impact anume în mediu. La țară precis. La țară precis, da. De ce? Iată, aceasta este problema, iarăși cererea. Zic deci, eu practic, că... eu trebuie să văd dacă anume în localitatea mea este nevoie și cam câți oameni plus-minus ar vrea să cumpere. Da, aici ar trebui să știi structura, structura populației, câți vârstnici, câți tineri, cine sunt consumatori de sushi, bine, tineretul și poate persoanele de vârstă medie, da, câți sunt. Acum noi știm foarte mult că avem foarte mult, diaspora noastră este foarte mare și în sate au rămas mai mult vârstnici și copii, respectiv, nu cred că, mai puțin probabil că vârstnicilor să le placă sushi, nu că nu sunt bune, dar pentru ei este ceva probabil diferit. Că eu aș trebui să fac livrări la domiciliu găluci, înseamnă că... Dacă probabil, da, și iarăși să ținem cont de specificul acestor sarmale, pentru că în fiecare regiune al Moldovei aceste sarmale se fac diferit, undeva cu frunze de vie, undeva... fără carne, spre exemplu, chiar în centrul Moldovei știu că se fac fără carne. Pentru noi, cei de la nord, este total, știi, diferit. Ce-i asta? Dar ne deprindem. De aceea noi foarte bine trebuie să știm cine este cumpărătorul nostru, ce corect. Vrea el să cumpere, cum vrea el să cumpere și să-i oferim exact ceea ce își dorește. Și asta, practic, nu doar în afacerea mea, care eu ca și cum vreau să o fac, dar practic în toate, da? În toate. Atunci când vine un client la mine cu o idee, da, el și-o schițează, cum el vede, cam ce cheltuieri ar avea, și încep să-l discos, știi, parcă vii la medic, de aici ce o să faci, de aici cum ai să faci. Și atunci, cu întrebările mele, el singur își răspunde, ar avea impact sau nu. Spre exemplu, bine,
hai să facem farmacie, avem foarte multe, da? Care parcă este o afacere profitabilă, da, este profitabil, dar depinde de concentrația acestor farmacii pe oarecare dimensiune. Acum, în genere, tendința este spre produsele de calitate, produsele bio, produsele sănătoase și eu cumva văd totuși dezvoltarea țării noastre în acest sens, pentru că noi nu trebuie să uităm că totuși suntem o țară agrară și ar trebui să creștem aceleași roșii, aceeași rucola și să nu facem import, aceeași carne, pentru că avem foarte mult carne de proastă calitate și atunci când noi analizăm ce ar cumpăra omul, este așa numită piramida necesităților și hrana, și atât hrana cât și hainele sau produsele de primă necesitate, ele sunt primele pe care noi le vom cumpăra și de care noi nu ne vom dezice. Dezice niciodată, da. Dezice. Dar acum noi facem import foarte mare. Dacă am intrat în orice magazin de produse alimentare, noi vom vedea foarte multe produse de import. Aici eu aș vrea să remarc o problemă, pentru că, uitați-vă, eu am 10 hectare de prune. Da. Eu nu pot să mă duc la niciun magazin, nu o să-mi primească prunile mele. De ce? Chiar dacă magazinul e în Hâncești. De ce? Așa zice. Eu nu știu, pentru că n-am văzut prune din Hâncești în magazinul din Hâncești. Ați încercat? Eu nu, dar probabil că cineva a încercat. Dacă eu nu văd prune mere din Hâncești, deci mere din Belorusia, mere din nu știu unde, dar mere din Hâncești, cu toate că noi avem mere în Hâncești. Noi avem anumite rețele de magazine care pun accent pe produse locale. Aha, deci totuși sunt magazine. Eu văd soluția în cazul dat ca ponderea produselor pe rafturi locale să fie mult mai mare, de la an la an să crească. Așa noi am reduce importul și am stimulat producătorii locali. Asta o reglementează cineva? Statul se implică? Apropo, nu, de stat. Ar trebui să implice foarte mult și să protejeze producătorul local, pentru că noi suntem o țară mică. Uh-huh. Care este problema noastră? Noi nu avem piață de desfacere. Aici ne întoarcem la aceeași întrebare cu suși. Noi toți putem face suși. Cine o să le cumpere? Uh-huh. Respectiv, noi nu producem, noi aducem. Noi suntem o țară cu economie de consum. Deci îmi trimite mama din Italia bani, eu ce fac? Eu îi consum în mâncare, în haine, eu nu investesc. Respectiv, noi nu adăugăm valoare. Corect, ceea ce facem, noi nu adăugăm valoare. Anume din acest considerent, este foarte dezvoltat acești horeca, da, pentru că oamenii consumă, dar nu investesc. Cu timpul, da, oamenii din diaspora, venind cu careva capital, ei încearcă ceva să facă. Sunt care se dezamăgesc și pleacă înapoi, dar sunt care totuși insistă și realizează foarte mult. Aceleași, am văzut și aceleași produse și de panificație și aceleași paste și oamenii au succes. Da, nu este ușor. Nu este ușor, dar nici într-o afacere nu este ușor, dar reușesc. Noi avem niște istorioare foarte bune, poate nu sunt chiar mari de succes, dar totuși se mențin și sunt foarte bravo cu producerea de paste din diferite feluri, verzi, albastre, roșii, negri. O experiență foarte plăcută o adus-o ei din Italia. Avem cașcavaluri destul de buni care tot s-au dezvoltat, tot au succes, le vând în mai multe magazine, tot așa. Contribuie cumva statul? Ce propune statul în mediul de afacere? Adică el vine ca ce în legătură cu omul care deschide o afacere? Statul, el e un jucător în chestia asta sau cum? În mod normal, în orice societate dezvoltată, statul ar trebui să fie doar acea persoană care creează un echilibru legal, da? Dar nu este la noi. Noi totuși suntem o țară foarte birocratizată, ar fi bine ca să plecăm pe această birocrație. În mediul internațional este așa un calificativ ca doing business, da? Spre exemplu, în câte zile poți deschide o afacere, în câte zile poți lua o licență, în câte zile poți lansa ceva, da? Moldova, la moment, sau după ultima informație pe care eu mi-am întipărit-o în memorie, suntem în locul 87 sau 78, ceva de genul dat. Respectiv, țări ca Georgia sunt printre primele. Acesta este răspuns la toate întrebările. Deci statul ne pune impedimente. Cine sunt din mediul de afaceri știu foarte bine cât este de greu să obții autorizații de funcționare. Da. Care acești primar sau acești primărie, câte impedimente. Da, mai ales dacă nu ești în bună legătură cu ei. Exact. Și aici apare acel factor care pur și simplu îți taie toată respirația și toată necesitatea și dorința de a mai face ceva. De aici vine tot. Dar sperăm că cu timpul, cu propunerile care vor fi și pentru că oricum fiecare mediu de afaceri, fiecare breaslă și are ale sale
ONG-uri sau reprezentanți care lobează cumva interesele, da, și cu timpul careva mici schimbări sunt spre bine, spre ei. Dar în linii generale sunt probleme care se confruntă mediul de afaceri, în linii generale așa. Astăzi? Da, în ziua de azi. Dacă am vorbit de COVID, se confruntă foarte mult, pentru că foarte multe afaceri au fost afectate. Da, sunt foarte tare. Acum toți au frică că probabil vom fi din nou stopați acasă și în cazul dat zic eu că acești Horeca nu mai rezistă. Deja al doilea val, nu, da, și după primul val s-au redeschis o parte, dar după al doilea val nici pe atât. Este păcat și aici iarăși venim la problemă, că ce au făcut oamenii? Și au făcut afaceri care țin de consum, nu produc ceva, pentru că atunci dacă ar fi ceva de produs și tu ai produs, ai exportat, ai vândut și tu lucrezi. Măcar că da. Aceasta este o afacere ce ține de consum, de distracție și ea este mai puțin necesară. Atunci când nu ai ce pune pe masă copiilor, tu renunți la genul dat. Au fost afectați, în special, afacerile care nu își pot continua activitatea de acasă. Spre exemplu, domeniul IT este foarte bine ce ține de COVID software. Ei lucrează de acasă, angajații primesc același salariu, datorită faptului că în Moldova viteza internetului este foarte mare, ei stau bine, mersi. Iată, măcar cineva, știi că sunt careva ramuri care lucrează bine. Spre exemplu, industria textilă a suferit foarte mult. Chiar recent am fost în vizită la o fabrică care primea comenzi în lon. În lon primești materia prima, ai cusut și ai exportat înapoi. Ei sunt blocați. Ei nu fac nimic pentru că ei făceau produs finit pentru Horeca în Europa și stau. Deci, practic, cei nu lucrează, ei tot nu lucrează. Și lanțul efectului negativ este foarte mare. Omul, compania nu lucrează, persoana nu primește salariu, persoana nu primește salariu, nu se consumă în magazine aceeași pâine, lapte, produse alimentare. Respectiv, este afectat lanțul comercial, cei care vând, este afectat producătorul că nu este cerere. Bine, produse alimentare vor fi solicitate, dar ne se simte. Și respectiv și statul încasează. O întrebare interesantă. Cum putem atrage mediul de afaceri de peste hotare la noi în Republica Moldova? Cu ce noi putem să-i atragem? Și dacă este vreun domeniu cumva? Practic toate companiile mari care acum și-au activitatea în Moldova, chiar aceleși automotive, ele sunt cu capital străin. Acesta este un capital primit de peste hotare, care ei și-au investit aici. De ce? Pentru că noi totuși avem o forță de muncă relativ ieftină, dar deja cu timpul nu este ieftină, dar pentru ei suntem cumva mai ieftini. Cumva taxele sunt mai mici, pentru că avem țări în Europa în care bine compania din profit și dividende își lasă circa 40 statului, dar respectiv, cu cât sunt mai mari taxele, cu atât și nivelul de dezvoltare al țării este mai mare. Noi avem, pe ei atrage aici taxele mici și sperie foarte mult corupția. Spre exemplu, dacă sunt persoane care au, având un consultant aici, chiar cum noi luăm un client și îl ducem, uite aici deschidem companie și deschidem contul, accesăm licența, facem, noi îl lansăm și îl începe a lucra, este ok. Dacă el vine singur, fără el este jupuit din toate părțile și pleacă cu amărăciune, știi, și cu atât de dezechilibrat și dezamăgit că nu mai vrea să vadă din Moldova nimic. Și este foarte urât când chiar vreo lună urmă am fost într-o deplasare în România și am auzit așa niște cuvinte despre Moldova că pe mine m-a durut. Bine, și asta au făcut tot oamenii noștri. Da. Dar mie se pare că nu doar cu investitorii străini procedează așa și cu oamenii de pe loc, exact aceeași problemă. Exact, dar bine, eu ca persoană din mediul de afaceri, ca economist, eu înțeleg, pentru că noi avem frică în zile de mâine. De ce? Noi nu avem această abilitate și fiecare dintre noi încearcă să câștige totul astăzi, știi, ne gândindu-se strategic la ziua de mâine. Acesta este efectul faptului că noi suntem o țară slab dezvoltată, cu nivel de viață scăzut și fără siguranță zilei de mâine. Dacă cineva acum ne privește și vrea să deschidă o afacere, în Hâncești sau poate nu în Hâncești, ar putea să apeleze la dumneavoastră pentru consultanță, pentru ceva? Noi consultăm, prima consultanță este chiar gratuită. De ce? Pentru că noi suntem interesați să tragem acești oameni, să creeze acele locuri de muncă și da, eu este timpul meu pe care eu gestionez în modul dat și zic da, că prima discuție ar trebui să fie doar așa, pentru că omul trebuie să fie motivat, să dorească să vină în Moldova, să facă ceva, să deschidă ceva, să investească, să,
Suntem foarte deschiși cu toate persoanele care doresc ceva să deschidă, să investească, le spunem tot. Nu am obiceiul cumva să volez sau să înfrumusețez, pentru că nu este corect. Eu, practic, în linii generale, am înțeles pentru mine niște lucruri în mediul de afaceri. Dacă mai aveți ceva de spus, de adăugat la ceea ce am discutat noi? Mi-aș dori ca mediul de afaceri de astăzi să investească foarte mult în tineret. Să implice pe ei în muncă de la 16 ani, de la 18 ani, pentru că legislația nouă ne permite și mi-aș dori. De ce? Pentru că tineretul lucrând de chiar câteva ore, pentru că lucru part-time în Moldova este departe de ceea ce, spre exemplu, este în Statele Unite. La ei copiii lucrează de mici. Și așa tineretul lucrând cumva și-ar prețui mai bine banii și ar fi mai motivat să facă ceva mai repede. Și pe de altă parte, probabil aș vedea careva schimbări în sistemul educațional, care să ofere mai multe obiecte, gen educația financiară, instruirea în afaceri, inițierea în afaceri, pentru că atunci când elevul ieșind de pe băncile școlii să aibă idee ce ar trebui, cum lucrează, dar în realitate noi studenții vin la primul an de facultate, ei citesc acele specialități, dar n-au idee ce este acolo. Și aceasta ar fi, zic eu, un imbol. Cum este o vorbă, oricum, indiferent de ce n-aș învăța eu să mă duc psihotare. Da, și este păcat pentru că statul face o cheltuială foarte mare pentru acești studenți. Pentru că ceea ce plătim noi contractul este doar, știți cum, o parte, pentru că de ce zic eu că statul investește foarte mult? Pentru că toată școala 12 clase este o povară, dar este o investiție a statului și este foarte păcat că acești studenți pleacă. Iar ar fi bine să rămână în țară, să facă ceva, pentru că în cazul dat noi exportăm cunoștințe și le facem cadou alte țări. Iată așa, dragi prieteni, sper că v-a plăcut emisiunea de astăzi. Eu am aflat ce și mi s-a părut mie interesant despre afaceri. Vă doresc succes în afaceri și dumneavoastră, și dumneavoastră. Vă mulțumesc. Succes în afaceri și poate ne vedem și a data viitoare, dacă o să mai apară întrebări pe viitor. Neapărat, vă mulțumesc de invitație, suntem deschiși la tot fel de întrebări și sunt încrezătoare că peste un an vom avea un alt nivel de dezvoltare și mai multe afaceri de tot felul. Să sperăm, mulțumim frumos, toate cele bune! Toate cele bune!